Cei doi soți de aproximativ 70 de ani locuiau într-un apartament situat la etajul 1 al unui imobil din municipiul Dorohoi. Rudele bătrânilor au cerut ajutorul pompierilor după ce cei doi soți nu mai răspundeau la telefon și nici la ușă. Echipajul a intrat în apartament prin balcon. În interior au fost identificate cele două persoane. Femeia era în sufragerie, bărbatul în dormitor, ambele persoane fiind în stare de inconștiență. Ajuns în apartament, pompierii au descoperit două persoane, soț și soție, în vârstă de aproximativ 70 de ani, ambele inconștiente. Acestea au fost preluate de către echipajul Serviciului Județean de Ambulanță. Din nefericire, în cazul femeii s-a declarat decesul. Bărbatul a fost transportat la spital. Potrivit pompierilor, din primele investigații, cauza ar fi o improvizație la sistemul de încălzire, care ar fi putut reduce nivelul de oxigen din interiorul spațiului sau chiar a degajat dioxid de carbon în interiorul locuinței.